Dimineața tuturor! Este o zi bună pentru a începe o acțiune de durată. Perfect, trebuie să faceți afaceri pe cont propriu, ideile sunt bune și munciți cu entuziasm. Din păcate, viața personală va avea de suferit din cauza lipsei de timp. Taur, în prima parte a zilei aveți ocazia să vă afirmați pe plan social, aveți grijă să vă exprimați cât mai clar pentru a nu fi greșit înțeles de partenerul de viață. Gemeni, dacă veți împărți sarcinile între membrii familiei, veți reuși să terminați totul la timp. Organizarea este cheia pentru evitarea conflictelor. Rac, nu vă faceți un program strict pentru astăzi, fiindcă este posibil să intervină numeroase schimbări. Aveți posibilitatea să luați o decizie importantă pentru rezolvarea unei probleme de familie. Leu, aveți idei originale pe care un prieten apropiat le susține. Astăzi aveți un randament foarte bun și puteți să rezolvați tot ce v-ați propus. Fecioară, reușitele în afaceri din ultima perioadă vă determină să vă gândiți la o investiție pe termen lung. Partenerul de viață vă susține, evitați speculațiile. Balanță, sunteți într-o formă intelectuală excelentă și reușiți să le oferiți sfaturi utile prietenilor. Aveți grijă să nu faceți promisiuni pe care nu sunteți sigur că le veți putea respecta. Scorpion, este o perioadă favorabilă pentru o mică vacanță. Ar fi bine să plecați undeva departe pentru a vă reevalua dorințele. Mergeți împreună cu partenerul de viață. Săgetător, în prima parte a zilei vă ocupați de o problemă financiară de care nu ați avut timp până acum. După amiază, o rudă vă propune să vă asociați într-o afacere. Capricorn, astăzi este favorizată comunicarea cu prietenii și cu membrii familiei. Vă adaptați cu ușurință la situații noi și reușiți să rezolvați unele probleme ale casei. Vărsător, aveți ocazia să obțineți câștiguri financiare și să vă afirmați în societate. Relațiile cu partenerul de viață sunt excelente, ceea ce vă întărește moralul. Pești, astăzi puteți avea realizări deosebite pe plan profesional și social. În partea a doua a zilei plecați într-o călătorie neplanificată. Pare să fie o deplasare în interes personal. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă!